Împărăteasa Elena a fost una dintre cele mai puternice luptătoare pentru creștinism, învățăturile și credința, ajungând la sufletul fiului său, Constantin, devenit împărat al unui imperiu roman în care creștinii erau prigoniți, schingiuiți și forțați să-și ascundă religia. Cei doi sfinți sunt cinstiți de Biserica Ortodoxă în fiecare an pe 21 mai. Sărbătoarea este una importantă pentru creștini, dar are o semnificație aparte pentru lăcașurile de cult care îi poartă hramul. Acesta este și cazul bisericii din cartierul Mărcuș. Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt ocrotitori ai Bisericii Câmpulungene, fiind hramul de vară al Lăcașului, alături de Sfinții Trei Ierarhi, hramul de iarnă. Credincioșii prezenți în număr mare la biserică, în ciuda vremii potrivnice, au participat la slujba oficiată de un important sobor de preoți. Zilele de domnie ale împăratului Constantin cel Mare, biserica creștină s-a putut bucura și de zile senine. Îndemnat și de împărăteasa Elena, mama sa, care era o creștină cu frica de Dumnezeu, Constantin cel Mare a arătat multă dragoste pentru creștini și a oprit persecuțiile împotriva lor, le-a restituit averile pe care ei le pierduseră în vremea prigoanelor, i-a așezat pe mulți în slujbe de seamă și le-a ridicat biserica, chiar pe cheltuiala imperiului. Pentru meritele sale și pentru sprijinul acordat creștinismului, biserica l-a trecut în rândul sfinților împreună cu mama sa Elena, numindu-i pe amândoi cei întocmai cu apostolii.